Bună ziua, Damiana! Bună ziua, dragilor! N-am cum să vin cu mâna goală când o am deja plină cu vestitorii primăverii, usturoiul de data aceasta. Nu știu dacă voi știați că există chiar 300 de sortimente de usturoi. De data asta eu am primit ceva dintr-un soi cu o denumire foarte complicată pe care n-am putut să o țin minte. Însă, nu știu dacă am primit cum trebuie, dacă sunt în sus sau sunt în jos. Mă rog, în fine, cert este că merg foarte bine cu ceea ce se pregătește aici în spatele meu. Bună ziua! Avem o mâncare absolut extraordinară de post. Ioana, cu ce ne aștepți aici? Avem o sumedenie de produse de post, avem, desigur, și pentru cei care nu ține post, avem ciupercuțe pentru cei care ține post, o să facem un ghiveci de legume, cu toate felurile de legume, foarte gustoasă va fi. Proaspete, toate, nu vreți să știți ce mirosuri sunt aici, mai ales că ne ajută vremea, este o căldură absolut minunată, care ne mângâie așa frumos. Cum învârte doamna acolo în spanac sau ce este? Spanac, avem un spanac scăzut, cu mămăliguță o să facem. Așa m-aș fi perpelit și eu la soare dacă aș fi avut și costumul de baie cu mine. Aici iarăși se învârte în ceva și știu că în acest weekend pregătiți o surpriză. Cumva vreți să intrați în cartea recordurilor și de data aceasta? Da, aici o să facem un borș de? Borș de lobădă, așa, cu legume și un borș făcut de casă, acru, pentru cei care ține post. Bine că poate să guste și cei care nu țin post. Ciorba e binevenită pentru toată lumea. E, și acum știți cum e. După ce ai mâncat un pic de ciorbiță, merge foarte bine un fel principal. Iar pentru cei care nu țin post, avem aici... Of, Doamne, pe mine m-a luat deja durerea de cap, eu vă spun. Avem aici o grămadă de delicatese din porc, din pui, din vită și mai ales avem și pastramă de oaie, nu-i așa? Avem și din oaie. Avem frigărui din pui... cârnăciori proaspeți de casă, cârnăciori de oaie, o să facem pomana porcului, o să facem și un tocan de oaie, pește, o sumedinie de pește, de feluri de pește, avem coaste afumate, proaspete, codlete de porc, cârnăciori, jamboane. Toate nebuniile pentru toți pofticioșii care nu au posibilitatea de a-și face ei un grătar acasă. Ei bine, în acest weekend pot veni aici și se pot bucura de toate minunățile și bineînțeles că nu lipsesc micii. Da, avem și mici de porc și vită, mici de oaie, avem... Și bineînțeles avem costița aceasta care este suculentă, este foarte bine prăjită și merge bineînțeles alături de o porție zdravănă de cartofi prăjiți și cred că și un pic de mujdei de usturoi, dacă tot am început cu usturoiul. Avem și mujdei, avem, cum să nu? Mujdei, murături, avem. La bucătărie nu mă pricep extraordinar de bine, dar cred că din usturoi se pot face foarte multe sosuri, se pot face... Da, da, da. Deci usturoiul este un ingredient care dă un gust aparte unor mâncăruri tradiționale. Da. Așadar, dragilor, în acest weekend vă așteptăm aici, în Parcul Iore, pentru a vă împrospăta și a vă imuniza. De ce nu? Pentru că usturoiul, am înțeles că este și un antioxidant foarte bun. Cam atât de aici, mă întorc la voi. Mulțumim frumos, și ține, Damiana, și vampirii la distanță. Ține. Usturoiul.